Familia Biță din comuna Colonești, județul Bacău, este formată din mama Maricica și cei trei copii ai săi, Alex, Dana și Andreea, plecată la liceu la Bacău. Tatăl s-a pierdut undeva pe drum, cu probleme. Amintirea violenței sale a rămas însă în mintea familiei. La psihologie, deci mi-au spus că practic nu o să uite. Eu am vrut, zic, să uite, să nu mai-și aducă aminte de nimic. Dar nu cred că o să uite. Deci eu practic după un an și ceva de-abia am început să dorm. Așa cum, dacă latră câinele, eu sunt drept. Odată Maricica a avut nevoie chiar de spitalizare, iar Alex și Dana au stat pentru câteva zile într-un centru de primire în regim de urgență din Bacău. Mă gândeam la mama. Mă gândeam. Mai mult plângeam pe ea. Era doar de mama. Am primit informații de la educatoarea din sat că copiii erau marcați de violența domestică prezentă în familie între cei doi soți. Maricica și copiii săi primesc consiliere și ajutor de la echipa UNICEF, formată din asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar. O problemă în special a mai apărut aici cu violența domestică și intervenția noastră se orientează pe acordarea serviciilor pentru diminuarea problemelor de genul acesta. Acum cei trei locuiesc în casa părintească a Maricicăi și au reînceput să învețe ce înseamnă armonia într-un cămin. În ciuda problemelor de tot felul, chiar și financiare, toți copiii familiei iubesc cartea. Andreea este bursieră la liceul din Bacău, unde învață, iar Alex știe deja ce vrea să facă în viață și de asemenea că pentru asta trebuie să meargă la școală. La 6:30 Alex în picioare. Eu trebuie să merg la școală, să mă fac mare ca Andreea, să mă duc la Bacău. Ne-ar plăcea să fiu polițist, ca să ajut oamenii, să nu fie rău. Alex își dorește să-i ajute pe ceilalți. Până atunci are nevoie la rândul lui de ajutor. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-l pe Alex și alți copii ca el să rămână în familie.